Bun găsit! Aseară, în jurul cuplurilor Miruna, Cosmin, Roxana și Paul, plutea iubirea. Nu știu dacă ați văzut cum stăteau ei așa îmbrățișați, toată seara au stat împreună, s-au îmbrățișat, s-au sărutat, liniște și pace în cuplurile acestea. Mie mi se pare că Miruna s-a mai liniștit în ultima perioadă și nu mai este atât de certăreață sau vocală, cum îi place ei să spună. În afara discuțiilor acestora avute pe tema inelului soacrei, pe care și l-ar fi dorit ea să-l primească, în afara acestor discuții nu am mai văzut-o implicată în nicio ceartă sau controversă. Iar acum, în ultimele zile, că tot a fost discuția asta cu Gabriela, Valentin și mama lui, cred că deja simțea că câștigă teren. Miruna, având în vedere că ea este pe locul 2 și cine știe, poate se gândea că dacă cei doi nu vor mai face nuntă, casa mireasa, evident că ea și cu Cosmin au șanse mult mai mari la marele premiu. Oricum, din ce am văzut sezonul acesta, fetele își doresc mult mai mult să se căsătorească decât băieții, respectiv Miruna, Gabriela, Roxana. Ele sigur s-ar căsători dacă ar fi cerute. Și mi se pare că ăsta este scopul lor de când a început emisiunea. Și-au dorit foarte mult acest lucru și își doresc în continuare. În ceea ce privește cuplul Roxana-Paul, mie îmi place că sunt așa mai afectuoși și mai implicați în relație în ultima perioadă. Iar Roxanei, efectiv, i-a crescut inima când a auzit ieri în emisiunea Capricile iubirii că bunica spunea că ea îi vede căsătoriți pe ea și pe Paul în această emisiune, întrucât ea își dorește foarte mult acest lucru. Și chiar zilele trecute îi spunea lui Paul că ea s-ar muta cu el doar dacă ar exista o certitudine în ceea ce privește relația lor, adică dacă s-ar căsători. Așa că eu cred că Miruna și Roxana își doresc atât de mult să se căsătorească încât ar spune și mâine, da, dacă ar fi vorba. Doar trebuie să facă băieții cererile și să fie și ei de acord cu căsătoria, bineînțeles. Așa că rămâne de văzut.